Centrul Național de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robănescu ajung pacienți cu felurite diagnostice, de la un simplu diagnostic de picior strâmb congenital sau scolioză, în general tulburări de statică a coloanei vertebrale, până la pacienți transferați din secții de ATI, din secții de neurochirurgie, care au suferit diverse intervenții neurochirurgicale, intervenții chirurgicale în urma politraumatismului prin accident rutier, cei mai frecvenți, se prezintă aici pentru a face kinetoterapie, a intra într-un program de recuperare și a beneficia de serviciile echipei multidisciplinare. Din câte știu, la ora actuală suntem singurul centru la nivel național cu acest tip de servicii, înglobate toate într-un singur centru, de asta mă refer. Kinetoterapie, firesc, există în mai multe locuri și în mai multe centre din țară. Medici de recuperare, medici neurologi pediatri, medici pediatri, medici psihiatri și alte specialități se găsesc și în alte spitale. Numai că în centrul nostru, și asta ne face deosebit, sunt toate aceste specialități la un loc. În plus de atât, sunt diverse laboratoare, laborator de analiză a mersului, laborator de analize medicale, avem radiologie, avem centru de ortezare, sunt toate înglobate într-un singur centru. Asta ne face speciali. Evident că ne încearcă așa un sentiment de, de mulțumire sufletească că am reușit să facem un bine pacienților noștri, dar cred că cel mai important este bucuria din ochii copiilor și din ochii părinților când văd că fac progrese. Așadar, ne bucurăm să vedem că pacienți care au venit cu stare vegetativă, adică un fel de comă, ca să mă exprim mai pe înțelesul oamenilor, se trezesc la viață, încep să umble, încep să vorbească, practic se nasc a doua oară. Tot un lucru de bucurie, tot un moment de bucurie a fost și când am început să administrăm pentru prima oară un tratament inovator la pacienții cu amiotrofie spinală. Sunt pacienți cu boală neuromusculară, a cărei evoluție este progresivă, este o boală degenerativă. În timp, neuronii motori mor și acești pacienți își pierd abilitatea de a se mișca, de a respira, de a înghiți. Avem o fetiță care acum un an, când s-a început tratamentul, mergea, acum nu mai merge, doar pentru că nu a primit tratamentul. N-aș vrea să ajungem ca acești copii să se stingă doar pentru că nu primesc tratamentul. În primul rând îi susținem moral, în al doilea rând îi susținem cu tot ce înseamnă cunoștințe medicale despre standardele de îngrijire care trebuie aplicate fie că primești tratamentul, fie că nu. Îi susținem inclusiv prin notificarea casei de asigurări că e nevoie de tratament, că e nevoie în urgență pentru anumiți tratamentul. Pentru toți e bine să înceapă cât mai repede, dar anumiți copii au nevoie de pe o zi pe alta, pentru că în funcție de tipul bolii e o chestiune de viață și de moarte și e la secundă. Adică un pacient cu amiotrofie spinală tipul 1 se poate stinge și la 2-3 luni de viață. Un pacient din Bulgaria, care, al cărui tată încă din noiembrie 2018 ne abordase prin e-mail pe noi, echipa de aici din centru. Eu am ținut legătura cu tatăl acestui pacient pentru că mi se părea imposibil să nu încerci să faci ceva pentru el. În primul rând, am vorbit cu cei de la casă, l-am chemat pe pacient aici, a fost evaluat, i s-a spus că nu se poate face prin programul național și era firesc, nefiind cetățean român. Și atunci am făcut toate demersurile, am făcut solicitări ca statul bulgar să plătească în contul spitalului nostru prețul pentru cele 4 flacoane câte erau necesare inițierii tratamentului. Am început tratamentul când încă banii nu intraseră în cont. Aveam dovada plății efectuate de către statul bulgar. Inclusiv îi amenințasem la telefon, așa, voalat, am spus, sper să nu fim noi cauză de al treilea război mondial. Și, în fine, a venit și ambasadorul Bulgariei, adică aveam chiar toate certitudinile că plata se va efectua. Pe 5 și 6 februarie au venit la noi în centru câțiva medici din Bulgaria și kinetoterapeuți, o echipă de acolo, medici din mai multe spitale din Bulgaria, chiar am ținut legătura cu unii dintre ei.
Și am felicitat-o personal pe doctorița, care deocamdată este singura care administrează medicamentul acesta și în Bulgaria. Ea a mai revenit la noi așa cu câteva e-mail-uri, a mai trimis chiar pacienți la noi și chiar ne-a întrebat în legătură cu unele aspecte referitoare la puncție și la îngrijirile de după injectare. Am păstrat legătura. Pot să spun că m-a impresionat cazul unei paciente cu o boală genetică, al cărui prognostic îl cunoșteam și îl știa și ea încă de dinainte de a veni aici. A venit pentru recuperare, pentru, în fine, trecerea practic dintr-un spital de acut acasă, pentru a învăța practic un nursing, cum să se ocupe de copil, avea sondă. Am fost devastată pentru că nu puteam să concep, adică știu, există boli pe care încă nu le putem vindeca, dar mama aceasta era atât de senină și se uita atât de în ochii noștri și încerca să ne convingă că o să fie bine. Era și ea conștientă de ce diagnosticare și se explicase cât se poate de clar, că probabil va mai dura câteva luni. Dar mama asta ne spunea, stați fără grijă, când o să fie mai bine copilul meu, eu o să mă întorc la dumneavoastră. Cred că m-a impresionat faptul că uneori nu doar noi încercăm să încurajăm pe părinți, pe pacienți. Uneori se întoarce și n-au cum să nu-ți rămână în minte și să nu-ți faci așa ca un fel de tablou în care să-ți așezi pe toți și să-i reții.